Salutare oameni buni. În videoclipul de astăzi vă voi arăta cum puteți să scoateți afară inelele de la gurile de aerisire. În cazul de față e vorba despre un Logan 2, dar din câte am observat se folosește aceeași tehnică și pentru modelele mai vechi de Logan. Deci, ce aveți de făcut? În cazul în care vreți să le scoateți pe cele de aici, va trebui cu o mână să trageți de uh, părțile mobile, dar cu alta să țineți de uh, restul plasticului, să nu-l să nu trageți cu totul. Deci, situația în felul următor. Prindeți de părțile mobile și pur și simplu trageți în, în exterior. O secundă după cum puteți vedea, s-a scos. Acum, pentru a le pune înapoi, în primul rând va trebui să clipsați partea mobilă. Observați, are patru locuri în care se vor clipsa aceste urechiușe. Ceva de genul, da? Le clipsați aici, după care veniți cu inelul, Vedem că are o singură poziție în care poate intra. Are o ureche aici cu o formațiune mai îngustă iar în cealaltă parte e mai lată și mai scurtă. Nu știu cum să fac ca să vedeți. Vedeți? Aici intră acea îngustă, iar cea cealaltă intră în partea cealaltă. Deci asta este poziția corectă. După ce ați spus partea mobilă, veniți cu ultima, ultimul segment aici, cu ultima piesă și la fel o presați în interior. Deci asta este modul în care puteți monta. Și life hack ul de vară pe care aș vrea să vi-l împărtășesc este acesta. O sticlă de apă, nu facem reclamă, poate fi orice fel de sticlă, dar am observat că aceasta se potrivește mai bine. O înfigeți frumos aici, porniți clima și apa rece va, vă va răcori pe timp de vară. <laughs> deci acesta este un life hack pentru Logan. Intră destul de mult în interior. Cu siguranță veți avea posibilitatea să vă răcoriți în cazul în care conduceți la drum lung, mergeți la mare, mergeți <laughs> în, în concediu. E nemaipomenit. Cum să nu iubești Dacia Logan? Spor!